Eu cred că domnul Scholz s-a dus să pună în aplicare etapa americană a planului francez de securizare europeană. Aici cred. Pentru că sunt două elemente care pe mine întotdeauna m-au făcut. Deci, e foarte interesant ce spuneți. Dumneavoastră spuneți în felul următor pentru telespectatori să înțeleagă. Bref. Da. NATO, da, sau de fapt Europa, iese cumva din umbrela securitară NATO. Nu, din catehismul rigid american care stă la baza umbrelei și securitare. Se construiește o arhitectură securitară europeană. Da, cu cine? Cu recunoașterea puterii europene a Rusiei. Da. Deci asta este primul gest. Și aici m-aș întoarce la o propunere făcută de domnul Macron. Da. Acel Consiliu Schengen. Da, acel care Consiliu pare Schengen. Un prim pas. Care e de securizare, pentru că Schengenul ține clar de securizarea frontierelor. Deci este un prim pas către autonomia. Mă întorc la Scholz Biden. Da. Părerea mea este că el îndeplinește, repet, piciorul strategiei franceze. El s-a dus acolo să prezinte, ori să prezinte, ori să fie confirmat în fața lui Biden ca elementul de dialog al pe acest plan cu SUA al proiectului de securizare european. Mai mult decât atât, există două elemente care s-au întâmplat. Ne amintim, deci, că Ucraina anunță că în assessmentul lor militar, în evaluarea lor militară, nu există problemă de invazie. Dar, pe de altă parte, acolo există o declarație a Victoriei Nuland. Știu că apreciați foarte mult. O apreciez foarte mult pe Victoria Nuland, care dă un răspuns ministrului de externe ucrainian, care în Polonia face o declarație de o duritate excepțională, acum 8 zile, 9 zile, care spune că Ucraina nu va accepta niciodată, sub nicio formă, finlandizarea. Da. La care Victoria Nuland, la agenția TASS, a doua zi, dă un interviu foarte interesant, îți dai seama în aceeași noapte cum s-au petrecut lucrurile, în care Victoria Nuland spune foarte clar, zice, noi nu am primit acest mesaj. În primul rând, eu nu am citit declarațiile domnului ministru. Da. Noi nu avem cunoștință despre aceste declarații, că practic le aruncă sub masă, le aruncă pe jos. Și al doilea zice, să știți că semnalele primite din partea ucrainiană în discuțiile bilaterale cu Statele Unite sunt exact opuse. Ucraina acceptă un anumit nivel de finlandizare a securității sale. Anularea elementului extremist al catehismului independenței Ucrainei și al pro-NATO și al pro-UE și al pro-Jupiter și al pro-marțienilor de la Kiev este uluitoare de către Victoria Nuland. Deci de acum 8-9 zile acest proiect care vedem astăzi desfășurat începe și confirmă vizitele și ministrului de externe francez la București și al ministrului apărării la București, al ministrului apărării francez. Confirmă ceea ce intuiția noastră de analiști ne poate duce la concluzia și concluzia pe care o avem în acest moment, că acest drum de fapt a fost început, iar eu cred că elementul seminal efectiv a fost întâlnirea 27 ianuarie între Scholz și Macron la Berlin, unde toată lumea s-a uitat așa, nici n-a prezentat-o și cum acolo trebuie. De fapt s-au pus la punct. Acolo s-au pus la punct etapele, tu te duci la Moscova, tu te duci la Washington, polonezul vine de la Beijing și face o escală la Kiev și apoi vine la noi la masa de seară. Da? Păi fiecare, Macron vine de la Moscova-Kiev, o clipă, Scholz vine de la Washington, polonezul vine de la Beijing-Kiev. Se întâlnesc la Berlin, de ce? Resurecția lui Weimar, să știți că nu este dorința Germaniei și a Franței, nu. Este dorința Poloniei. Poloniei, exact. Polonia are nevoie de un element în plus de securizare în momentul în care se acceptă de către Statele Unite principiul finlandizării Ucrainei.